Dragii mei, prin definiție, nunta înseamnă bucurie și cel puțin la nuntă suntem descongestionați de toate problemele noastre. Uităm și de nevoile noastre, de anumite neîmpliniri și, în mod special, sigur, trebuie să fim alături de cei doi, de fratele Ovidiu și de sora Gabi și de familiile lor și din toată inima dorim Domnul să-i binecuvinteze. Amin. De altfel, cel ce-a pus bazele familiei a fost Domnul Iisus. În Cartea Genesei ne spune Cartea Sfântă că Domnul a conceput familia și a atașat-o de El și a atașat-o Lui. Ăsta e unul din motivele pentru care diavolul a fost pornit și este până astăzi împotriva familiei. Foarte interesant, istoria omenirii începe cu întemeierea familiei. Istoria omenirii, în grădina Edenului. Biblia ne spune că Domnul Iisus a coborât în lumea noastră la vremea potrivită și și-a început lucrarea mesianică participând la o nuntă, nunta din Cana, Ioan capitolul 2, ca să ridice din nou valoarea familiei, arătând care este valoarea familiei înaintea celui preanalt, că ea are valoare și are preț în ochii celui preanalt, în ochii lui Dumnezeu. Biblia ne spune că istoria se va finaliza tot cu o nuntă. La nunta aceea, mirele va fi Domnul Iisus, iar mireasa va fi biserica Lui. Pentru că nu există o unitate mai mare și mai perfectă ca și mirele și mireasa, ca la nuntă. Cei doi. De-aia Biblia spune, printre altele, unul din principiile pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru familie în Cartea Genesei, a fost unitatea. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa să-l va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup, unitatea familiei. De aceea, când vorbește de biserică și de Domnul Iisus, nu există un alt termen de comparație ca să putem noi înțelege. Dumnezeu se coboară la nivelul nostru, nuntă. Domnul Iisus va fi mirele, iar mireasa va fi biserica Lui. Astăzi voi ați încheiat un legământ, de aia sunteți aici. Din punct de vedere civil, sunteți căsătoriți. Ați venit aici să primiți binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Foarte important. Fără binecuvântarea aceasta, nu ai șanse de înaintare. Biblia ne spune că Domnul a participat la nunta din Cana și chiar din prima zi a apărut o criză. Cum? Domnul prezent la nuntă și poate să apară o criză din prima zi? Da. Chiar Domnul era prezent acolo la nuntă. Și din prima zi a apărut o criză de natură alimentară. Nu mai au vin la nuntă. Și ne spune Biblia că Domnul Iisus a rezolvat problema crizei pentru că era prezent. Și pe o altă ordine de idei, pentru că era prezent, a apelat la El. Și El întotdeauna are rezolvări păstrate pentru ai Lui. Amintea fratele aici din cartea lui Ieremia, capitolul 29, versetul 11, 12 și 13. Mi-am adus aminte cu 38 de ani în urmă când eram în pragul căsătoriei și am ajuns la concluzia că am spus soției, uite, eu sunt de acord, am inima deschisă pentru tine. Ea la fel m-a spus, și eu sunt de acord, și eu am inima deschisă pentru tine. Și ea provine dintr-o familie cu 13 copii. Noi am fost 6 frați în familie și ideea era, acum, din interior simțim și unul și celălalt, dar vrem și din exterior, din partea lui Dumnezeu, un cuvânt de încredințare, pentru că drumul vieții este lung. E frumos astăzi la nuntă, dar nu va fi numai, vor fi și zile cu nori. Dar e nemaipomenit să ai din partea Providenței un cuvânt care să constituie înaintarea, să știi că spatele ție se asigurat și înaintarea de Dumnezeu. Și ne-am dus unde să mergem? Cum știam noi, la un profet, că Dumnezeu are astăzi oameni prin care vorbește. Și ne-a zis, uite, la ora 11 m-am dus la Lipova, de unde era ea, din Șoimoș, și ne-am dus la un frate care era conducător de biserică și astăzi tot prezbiter în vârstă, un om prin care știam că Dumnezeu vorbește. Și pe la orele 11 ne-am dus la ea, la el, la casă. Și când ne-am dus, el ne aștepta. Era o zi în care și părinții mei și părinții ei au luat o hotărâre să fie într-o zi specială în care să se roage pentru noi. Noi aveam inima deschisă și unul și celălalt, unul pentru altul, dar vreau să vedem ce spune Domnul în direcția noastră. Și când ne-am dus, nu-i niciodată.
Fratele stătea, citea, era ora 11 ziua, era o zi de vară așa călduroasă. Și când i-a văzut, era ușa deschisă așa spre curte, s-a ridicat, zice, frate Eugen, zice, vă aștept de azi dimineață. Zice, trebuia să fiu la serviciu astăzi. Noi ne-am interesat și am înțeles că dânsul în săptămâna respectivă era în concediu. Dar șeful l-a chemat la servici, o mers două zile și în ziua aia nu s-a dus. Și uitați de ce nu s-a dus. Zice, trebuie să mă duc, zice, cum închei cu voi, mă duc. Zice, Dumnezeu mi-a spus să rămân acasă pentru că, zice, veți veni la mine amândoi și aveți o întrebare înaintea celui preanalt cu privire la căsătorie. Voi vreți să vă căsătoriți? Am rămas așa desconspirați și într-un fel așa, fără cuvinte, noi credeam că ne punem pe genunchi, ne rugăm și Domnul are un cuvânt profetic pentru noi. Și îmi zice fratele în continuare așa, fratele trăiește și astăzi și aduce aminte și acum de fiecare dată când ne vedem. O lua Biblia care o avea în mână și din care citise, o carte, o Biblie mare, uzată și mă întinde, zice, frate Eugen, Domnul a spus că acolo unde se deschide este cuvântul, zice, eu nu știu care e cuvântul. Dar Domnul mi-a spus azi noapte că veți veni și cuvântul cu privire la voi și la viitorul vostru este din unde se deschide pe pagina dreaptă versetul 11 și 12. Când mi-a spus, au început să-mi tremure mâinile, acum Biblia e foarte mare, sunt multe versete, mii și mii de versete, acum să-ți vorbească Dumnezeu într-un mod exact la problema ta. Mi-aduc aminte, am deschis Biblia și când am deschis-o, mi-a luat-o el mai întâi. O citit și a început să-i curgă lacrimi. Fără să spună, zice, citește, citiți și voi. Și când am citit, era Ieremia, capitolul 29, versetul 11 și 12. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. La voi, la plural. Gândul meu pentru soție era un gând bun, gândul ei pentru mine era un gând bun. Dar Dumnezeu a spus, eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Auziți viitorul unde este? Cum nu este în mâna părinților, în abilitatea lor, în înțelepciunea lor, nici pe departe. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Voi veți pleca și mă veți chema, mă veți chema și vă voi asculta. Și ce să spun că de atunci au trecut 38 de ani, 38 de ani s-au scurs, cu ajutorul Domnului o să avem 24 de nepoți acum. Fetele sunt căsătorite, dar am avut multe bucurii și avem, sigur, și încercări. Și momente grele au fost, deosebit, momente de încercare. Dar nu a fost o dată în care Dumnezeu să nu fie prezent și să nu ne ajute, să nu fie alături de noi. De-aia Biblia spune, cheamă-mă în ziua necazului tău. Ei, dar până la ziua necazului trebuie să-L ai pe Dumnezeu. Până în ziua necazului trebuie să fii fidel lui Dumnezeu, trebuie să fii credincios. Trebuie să împlinești principiile, poruncile care sunt. Și astăzi pentru voi câteva lucruri care vreau să le amintesc. Proverbe 31, știți cum l-am intitulat eu? Cel mai frumos imn închinat femeii. Proverbe 31, foarte frumos vorbește aici despre femeie. Despre femeia credincioasă, categoric. Despre femeia cucernică. Începe aici versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? E semnul de întrebare. Cine poate să o găsească? O găsesc pe stradă, la colțul de stradă? Nu numai cinstită, că trei lucruri vreau să le menționez, ce femeie cinstită, Biblia vorbește de femeie bună apoi și de femeie pricepută și o să vedem fiecare ce înseamnă. Dar cine o poate găsi? Oricine? Nu oricine. Și răspunsul este aici, în cartea Eclesiastului, în capitolul 2, versetul 26, spune aici așa, căci el dă omului plăcut lui și mi-a zis, frate Ovidiu, Domnul te-a iubit. Iubit, omului plăcut lui, auziți ce-i dă? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Iar în capitolul 7, e o reluare, versetul 26, și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri, dar cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, cel plăcut lui Dumnezeu. El dă omului plăcut lui și în primul rând m-am oprit la o fratele Ovidiu și am zis, Domnul îl iubește pe fratele Ovidiu. Amen. Uneori vreau să vă spun, mă uit așa la tineri și de ani de zile de când sunt în slujbă, sunt acum 34 de ani de când sunt în slujbă aceasta, dar
am crescut în familie de credincioși oricum și sunt familiarizat. Uneori și prin gesturi cineva este desconspirat și înțeleg cât cântărește valoarea care o are. Frate Ovidiu, trebuie să apreciezi, să o apreciezi pe sora Gabriela. Apreciază-o și cred că o apreciezi. Apreciază-o și o să vedem câteva lucruri care vreau să le scot în evidență. Și apoi, sigur, încă o dată, sora Gabriela la rândul ei. Vedeți, uneori parcă nu e adevărat, nu-mi place să o spun, Biblia spune să te laude altul, nu gura ta, așa spune înțeleptul, un străin și nu buzele tale. Nu-i bine, lauda, când cineva se laudă, este eliminat din start. Dar uneori mai aud cam în felul următor, frate Eugen, zice, e normal, zice, să te mai cerți în familie. Nu e normal, e anormal, e anormal. Ceartă, cum ceartă? Păi familia este colțișorul din raiul de odinioară, din Edenul de odinioară nu mai avem nimic. Totul e pervertit. Când citim aici în Cartea Genesei, o rămas însă ceva de-a lungul generațiilor, familia. Și în familie, știți cum văd eu familia? Un refugiu, unde să ne simțim bine, să găsim înțelegere, armonie. Unde să văd zâmbetul soției, să vin trist, priviri ostile din partea celor din jur, priviri dușmănoase, iar când vin în familie să fiu refăcut, revitalizat. Să fie întărit, extraordinară e familia, concepută de Dumnezeu, nemaipomenit. Ce frumos, vii acasă și nu le găsești pe toate în ordine, dar ce frumos să-ți încurajezi soția, nu să-i aduci imputații, nu să vânezi greșeala ca să o zdrobești prin cuvinte, nici pe departe, ci să o încurajezi, lasă dragă că se rezolvă. Totul e în ordine și dacă nu-mi place mâncarea care a făcut-o așa de mult, îmi place și totul este în ordine, pentru că e făcută de mâinile soției mele. Ce frumos! De asta dorește Domnul familia, să fie un refugiu la ora actuală. Cine poate găsi o femeie cinstită, bună, pricepută? Omul plăcut lui Dumnezeu. El dă omului plăcut lui încă o dată, el dă. Și vreau să vedem care este omul plăcut lui Dumnezeu. Eu cred că fratele Ovidiu este un om plăcut lui Dumnezeu. M-am uitat la Gabriela și am cântărit-o. M-am uitat la fratele Ovidiu și pe el l-am cântărit. Și cred că Domnul va binecuvânta unul pentru celălalt. Amin. Și cred că Domnul va deschide cerul și vă va binecuvânta. Știți ce înseamnă binecuvântare? Pentru aia au venit aici. Să rostească Dumnezeu un cuvânt bun. Aia înseamnă. Un cuvânt bun. Păi nu vreau altceva decât să știu că Dumnezeu a rostit un cuvânt bun pentru mine și casa mea. Și în timpul din față, în scurgerea anilor, să știu că în toate împrejurările Dumnezeu nu lipsește și El este prezent cu izbăvirile pe care le are la îndemână. Omul lui Dumnezeu, printre altele, în această idee spune, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. E nemaipomenit. Ei, care este omul plăcut lui Dumnezeu? Omul plăcut lui Dumnezeu, în primul rând, Psalmul 16, versetul 3, este omul evlavios. Omul evlavios, el e omul plăcut lui Dumnezeu. Și eu cred, frate Ovidiu, că ești un om plăcut. Și primul lucru, prima caracteristică, trăsătură a unui om plăcut lui Dumnezeu, este evlavia. Biblia spune, evlavia este folositoare în orice privință. Ea are făgăduințele vieții de acum și a celei viitoare. Vedeți, găsesc în Biblie, când Dumnezeu a binecuvântat oamenii mari a lui Dumnezeu, știți cum i-a binecuvântat? Le-a dat o familie, le-a dat soții credincioase, fidele. Soții cu un standard înalt, moral și spiritual. Pentru că aș vrea să nu uităm pentru cei prezenți aici. Biblia spune printre altele, zice, o femeie înțeleaptă își zidește casa, dar o femeie nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Foarte important. Femeia are un rol extraordinar, fără a subestima valoarea bărbatului, dar de femeie depinde. Ea este puntea de legătură între generații în familie. Extraordinar, are un rol foarte mare. O spun și o spun, sigur, și înaintea Domnului, dar și înaintea altora, oricând. Nu ne-am certat, dar nu ne-am certat cu părinții sau cu nații, nici soția, nici eu, niciodată. Niciodată, n-am avut probleme. Am stat la socrii un timp, pentru că n-am avut posibilități financiare, materiale. Dacă ai și posibilități, e și mai bine. Și mai bine de la început să fii separat, nu-i rău, dar am stat acolo, a fost proba noastră. Și când m-am dus, am stat un an și ceva, pentru că eu am putut să mă duc la servici mai ușor, am avut un serviciu mai bun în vremea aceea, și până am găsit servici soției la Arad, am stat la Șoimoș la socrii. Dar i-am spus un lucru, uite, o problemă, eu nu vreau să am nicio discuție cu frații tăi, frații ei erau mai mici,
Și chiar dacă vor acționa așa într-un mod neplăcut în direcția mea, eu niciodată nu vreau să-i înfrunt, nu vreau să ne certăm. Dacă va fi ceva, o să ai tu, dacă tu ai discuți cu ei o altă problemă, tu ești puțin mai aproape, că sunt ai tăi. O trecut timpul, nu ne-am certat niciodată și după ani și zeci de ani, unul din cumnații mei din America, cel mai mic dintre ei, îmi zice într-o împrejurare când am fost acolo, cumnate, zice, crezi că eu nu știu, zice, eu ți-am umblat printre lucruri și tu ai sesizat. Umbla pe ei, am văzut, bineînțeles. Zice, soția a fost tare revoltată împotriva lui și am spus, lasă că e mai mic și lasă că o să plecăm într-o zi. Și toate au fost în ordine. Și acum, după ani și zeci de ani, și-au adus aminte, zice, te-am apreciat de atunci, zice, și mi-a intrat la suflet și cu toată inima era deschis pentru noi, să facă orice pentru noi. Ei, vreau să vă spun că am venit după aia la părinți și am locuit la Arad, iar un timp scurt limitat. Și acolo, la rândul nostru, am avut aceeași discuție. Uite, acum, dacă ai vreo neplăcere în direcția părinților mei sau fraților mei, spune mie că rezolvi o problemă, dar tu să nu ai nicio discuție cu ei. Întotdeauna să fii liberă, degajată, orice ar fi, spune mie și eu rezolv problema. Și ce să spun, că a trecut timpul și toate au fost bune și binecuvântate de Dumnezeu. De aceea aș vrea să nu uităm, dragii mei, omul plăcut lui Dumnezeu este omul evlavios. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Oamenii evlavioși. Deci Domnul Iisus spune că a fost evlavios și fără alte comentarii. Nu uitați, omul plăcut lui Dumnezeu este omul evlavios. Omul plăcut lui Dumnezeu, în al doilea rând, este omul fără prihană, fără păcat, omul curat. Aia nu înseamnă că nu greșim. Greșim, dar nu în mod intenționat, nu cu voia. Greșim prin gândire, prin vorbirea noastră. De imediat rezolvăm problema, nu lăsăm litigiu, nu lăsăm rana să se cicatrizeze. Nu lăsăm pe cel de lângă noi cu inima zdrobită. Biblia spune să n-apună soarele pe mânia voastră. A fost o discuție, o rezolv atunci imediat. În fașă, când încă este la început și toate lucrurile vor fi atunci frumoase. Omul plăcut lui Dumnezeu este omul fără prihană. Un al treilea lucru, omul plăcut lui Dumnezeu este omul care umblă într-un chip vrednic de Dumnezeu. Coloseni capitolul 1, versetul 10. Există un mod plăcut de a umbla înaintea celui preanalt. Unde găsim modul ăsta? Cum pot să mă orientez? Citind în Biblie. Acum, vis-a-vis de voi, vă dau un sfat și vouă. Încercați acum împreună să luați o tărâre, să nu treacă o zi în care să nu citiți Biblia împreună, când sunteți acasă amândoi. Sigur, dacă vor fi zile în care unul e plecat într-o delegație sau ceva, e o altă, sunt și excepții. Dar excepția confirmă regula, dar de regulă, citiți împreună Biblia. Cartea aceasta extraordinară. Printre altele aici, în Proverbe, spune așa, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată, ea știe cum să acționeze. Dar de unde știe? Pentru că o citit în Biblie, are cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos, omul plăcut lui Dumnezeu este un om care are cuvântul, de aia este plăcut, de aia este plăcut. Când văd familii care nu au treabă, trec zile la rând și săptămâni și nu citesc Biblia. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de voi, de gura voastră. Zice acolo, printre altele, gândește-te, meditează tot timpul ea, încercând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Biblia spune că toată Biblia este însuflată de Dumnezeu și de Duhul Lui, ca să învețe. Un al doilea lucru, să mustre. Mustrarea nu are un sens negativ, ci un sens de corijare, ca să îndrepte, să dea apoi înțelepciune în orice fel de înțelepciune. Apropo, există oameni cu pregătire în lumea aceasta. Au înțelepciune, dar e vorba de o altă înțelepciune de sus, aia nu se primește pe băncile școlilor. Aia se primește de aici, din Cartea Sfântă, se primește de la Dumnezeu. Ca să dea înțelepciune, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic în orice lucrare bună. Cartea aceasta, citiți împreună Biblia, dar luați o hotărâre, să nu treacă o zi în care să nu vă rugați împreună. Ce frumos, îmi zic mereu, să audă soția și să te vadă cu lacrimi în ochi, că stai pe genunchi și te rogi pentru ea. Ce încurajată va fi! Va fi stimulată, întărită! La rândul lui soțul să audă soția cum se roagă, cum mijlocește, cum pledează înaintea celui preanalt. Ascultă Dumnezeu astfel de rugăciuni? Categoric le ascultă. Dumnezeu ia aminte. Deci omul plăcut lui Dumnezeu e omul evlavios, el este omul fără prihană. Este omul apoi care umblă într-un chip vrednic de Domnul. Apoi, în al patrulea rând, este omul care aduce jertfe duhovnicești. Aici vreau să citesc, că merită citit, fără doar să
reproduc ce spune Biblia. Spune aici Roman, capitolul 12. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții ca să puteți deosebi, că numai atunci puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. E o voie plăcută, bună, desăvârșită. Și numai atunci când încerci să aplici cuvântul, poți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Știți ce se va întâmpla zilele următoare? O să vă întâlniți cu părinții sorei Gabi și părinții fratelui Ovidiu și o să vă întrebe așa subtil, mama, tata, pe Ovidiu și apoi pe Gabi la fel. Cum e? Cum vă înțelegeți? Totul e în ordine? Păi bucuria unui părinte nu e alta decât o să fiți desconspirați și din mimica feței. Să vede pe față când un om este împlinit și bucuros și fericit. Să poată spune fata, mamă, îți fericită că m-am căsătorit cu Ovidiu. Sunt plină de bucurie, Dumnezeu m-a binecuvântat. La rândul părinților lui Ovidiu, când va fi întrebat și el se poate spune așa, dragii mei, sunt așa de bucuros pentru soția mea. Dumnezeu este cel ce ne-a binecuvântat. Domnul mi-a dat-o, este darul lui. Părinții nu vor altceva. Asta doresc părinții să știe și asta doresc ei. Deci să nu uităm, omul plăcut lui Dumnezeu nu este orice fel de om. Nu, nu la oricine. Omul plăcut, încă o dată, este omul evlavios, omul fără prihană, omul care umblă într-un chip vrednic de Domnul, omul care aduce jertfe duhovnicești. Și apoi încă un lucru, este omul care are credință. Zice, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este Dumnezeu și că răsplătește pe cei ce-L caută. Ce frumos! Și acum vine în continuare Cartea Sfântă și spune, cine poate găsi o femeie cinstită? Cine poate să o găsească? Cum este femeia aceasta cinstită? În Proverbe 12:4, uitați ce spune despre ea, printre altele. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Este o cunună. Cununa bărbatului este soția. Oi, am văzut bărbați mari cu chemări deosebite, valori, valențe pe care Dumnezeu le-a pus în viața lui și totuși au fost la un moment dat umbriți din pricina soțiilor care nu au fost la talia lor, pe măsura lor. O soție poate înălța un bărbat și îl poate coborî, îl poate umili. Extraordinar! E nemaipomenit o soție care are cuvinte articulate cu greutate la locul lor. Este extraordinar! Să știi când să vorbești și când să taci. Apreciez, mai mergem prin familii și în fiecare an avem 1000 de persoane majori, 1100 în biserică, plus 1000 de copii în biserică. Dar vizităm familiile și încercăm prin grupele care le avem, sectoarele care le avem cu frații lucrători, să în fiecare an să trecem o dată prin familie. De multe ori întâlnim tot felul, uneori imediat îți dai seama. Soții care vorbesc mult în dreptul soțului, îl întreb pe el și răspunde ea, și vorbește ea, și iar îl întreb pe el și iară ea. Și el, sigur, foarte subtil, așa, stă liniștit, imediat îți dai seama, ce frumos. Încă o dată, o soție cinstită, cum este ea? Este fidelă, este credincioasă, este devotată, e curată. Ce frumos, soție cinstită. Dar nu numai soție cinstită, că soții cinstite, la ora actuală, să știți că găsim. Nu numai cinstită, un al doilea lucru, e o soție bună, o nevastă bună, e un mare har. În Proverbe, în capitolul 18, uitați ce spune despre această trăsătură extraordinară. Cine găsește o nevastă bună, versetul 22, găsește fericirea. Găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul, un har. Frate Ovidiu, e un har, o soție bună. Știți ce spune Biblia? Zice, ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui. Extraordinar să fii bună, e un farme. Ce frumos! Să provoci omul și totuși el să rămână bun, cu inima bună, totul pornește din lăuntru. Ce înseamnă bun? Înseamnă un nume bun. O familie are un nume bun de multe ori din pricina soției. Soția este cea care spune eticheta pe familie. Foarte mult contează. Vreau să spun, în primii ani, mai ales de pastorație, am umblat foarte mult în sector. Am fost plecat.
Am lipsit de acasă, fetele nu eu le-am crescut, am avut 5 fete și încă 2 nepoate care au crescut tot la noi, 7 fete. Și soția s-a ocupat de ele, au avut această abilitate și am avut încredere în ea și ne-am bucurat, m-am bucurat întotdeauna și ce să spun, ori trecut ani și mă uit în urmă și mulțumesc tot timpul lui Dumnezeu pentru ea și pentru modul în care Dumnezeu a lucrat. Foarte important, un nume bun. De multe ori Biblia spune, știți ce spune în plângere lui Ieremia? Părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Sunt trăsături de caracter care se imprimă în viața copilului. Modul în care vorbește soția, modul în care ea practic acționează în familie, se implementează în inima copilului. Foarte importantă, încă o dată, femeia are un rol foarte mare. Are un rol primordial în familie. De aceea doresc Dumnezeu să binecuvinteze această tânără familie. O soție cinstită, o nevastă bună. Și apoi un al treilea lucru, nu numai că mai sunt și soții bune, dar un al treilea lucru, o nevastă pricepută. În Proverbe, capitolul 19, spune aici Cartea Sfântă printre altele, casa și averea le moștenim de la părinți, versetul 14, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul, un dar. O nevastă bună e un har, o grație, iar o nevastă pricepută este un dar, un dar. Nu, nu-l găsești darul, nu-i dar de jos. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută e un dar de la Dumnezeu. Ce înseamnă să fii priceput? Aia înseamnă să fii înțelept, să fii capabil, să fii îndemânatic, să fii abil, o soție abilă. O soție îndemânatică, o soție care vede ce trebuie făcut și modul în care să acționeze întotdeauna. Eu doresc pentru sora Gabi din toată inima, Domnul să o binecuvinteze. Știți, de multe ori îmi zic, după zeci de ani de căsnicie, e nemaipomenit să te uiți și să descoperi în soție valori, valențe pe care le are. Nu-i rutină familia. M-am căsătorit și apare rutina, Domnule, zice. După câțiva ani apare rutina, obișnuința. Păi, trist, e zdrobitor. Nu-i admis așa ceva. Tot timpul se descoperi lucruri noi, lucruri noi, și Dumnezeu le are. Și după ani de zile să constați modul în care Dumnezeu te-a binecuvântat cu partenerul pe care ți-l-a dăruit. Asta dorește Dumnezeu de la noi. Acum, în continuare, despre o astfel de soție, cinstită, bună, pricepută, câteva lucruri. Primul lucru, o astfel de soție, ea are o relație, în primul rând, bună pe verticală cu Dumnezeu. Păi nu se poate, nu o găsești încă o dată, o găsești numai la locul ei, în grădină. Știți, ne spune Biblia că omul a fost important, că a fost în grădină. Acolo Dumnezeu i-a pregătit ajutorul potrivit. Eu am găsit ceva foarte interesant, sigur, fără alte comentarii, nu comentez prea mult, că nu-i timpul pentru așa ceva. Dar uitați ce spune aici în cartea lui Timotei. În cartea lui Timotei ne spune Biblia, printre altele, în felul următor. Spune aici în capitolul 3. Dar dacă voi zăvăvi, versetul 15, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Pentru că, zice, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință, se vor lipi de duhuri înșelătoare, abătuți de fățărnicie a unor oameni care, printre altele, spune, opresc căsătoria. Unde? În biserica lui Dumnezeu. O căsătorie adevărată este în prezența lui Dumnezeu. Pe la ora actuală se mai fac căsătorii așa, tot felul, te sperii la ora actuală ce auzi. Într-o parte, în alta, așa, cu încărcături ale omului, încărcături omenești. Omenescul își pune amprenta, tot mai mult. Este extraordinar însă să înțelegi. Lucrarea este unul dintre cel mai important după mântuire. Și uneori de căsătorie depinde și mântuirea, veșnicia, de căsătorie, de modul în care fac pasul acesta. De aceea sunteți aici în casa Domnului și ați hotărât și din toată inima eu cred că Dumnezeu vă va binecuvânta. Vreau să fie văzută binecuvântarea și o doresc din inimă, în scurgerea timpului să fie văzută. După ani și zeci de ani, generațiile care urmează. La un moment dat una din fetițe, erau mai mici fetele, și-a venit la soție și era în bucătărie, nu eram acasă și soția a sesizat că vrea să-i spună ceva. Nu se învârtea în jurul ei, zice, ce, vrei ceva? Și fata așa sfioasă, nu știa cum să vină, zice, mami, zice, așa-i zice că tu ești fericită.
Și fata o întreabă, nevastă-mea o întreabă, zice, dar ce-ți veni acum, zice, sunt, dar... Mami zice, așa-ți de, zice, și noi suntem fericite când vă vedem că sunteți fericiți, zice, și vedem înțelegerea extraordinară, că i-au auzit la școală, tot felul de familii, cu tot felul de stări tensionate și așa mai departe. Este extraordinar. Generațiile care urmează se va implementa în viața lor ceea ce noi imprimăm, modul nostru de a fi și modul nostru de a acționa. Deci nu uitați, o soție cu adevărat pricepută, înțeleaptă, o soție cinstită, aia întotdeauna are o relație în primul rând pe verticală. Sora Gabi, nu uita să păstrezi relația cu Domnul în rugăciune, prin cuvânt, cu încredere, vor veni momente grele în viața voastră, dar să fie o soție încrezătoare în Domnul. Așa ne spune Biblia despre femeia înțeleaptă, de aici din Proverbe, capitolul 31. Un al doilea lucru, o astfel de soție are o relație bună cu soțul ei. Înainte de orice altă relație, pe orizontală cu rudenile, are relație bună cu soțul ei. Domnul și apoi soțul, pe orizontală. O relație bună cu soțul, o unitate. Cei doi vor fi una. Eu o spun mereu, nu concep o familie să rupă relația cu părinții. După căsătorie, o familie binecuvântată, care le aparține celui preanalt, va avea o relație bună și cu părinții. Dar, în primul rând, soția cu soțul, soțul cu soția. Cei doi vor fi una. O relație bună unul cu celălalt. Versetul 11 așa spune, inima bărbatului se încrede în ea. Inima bărbatului. Să știți că încrederea se și câștigă în timp. Păi ne-am mai pomenit când vezi și în anumite împrejurări, limită, îți dai seama, te încrezi cu toată inima. Inima bărbatului se încrede în ea. Apoi un al treilea lucru, astfel de soție are o relație bună cu părinții. Relație bună cu Domnul pe verticală, relație bună cu soțul. Un al treilea lucru, relație bună cu părinții. Foarte mult contează, am întâlnit familii, s-o rup relațiile între ei și părinți, a unuia sau altuia, din pricina soțiilor. De cele mai multe ori, uneori și soții, nu-i admis așa ceva. Relația trebuie să fie păstrată frumos. Trebuie să facem tot ce depinde de noi, să transmită această binecuvântare și la nivelul părinților. Părinții se vor bucura când știu că copiii sunt în ordine, că sunt bine. Că sunt binecuvântați, că e pace, e liniște și așa mai departe. Nu mai vorbesc când vin copiii, nepoți, la bunici. Bunicii se vor bucura. Noi suntem acum, avem acolo și nepoți, avem și în Statele Unite, avem și aici în țară. Fetele sigur s-au dus, numai una este cu noi acolo, în oraș. Dar avem nepoții aia care sunt acolo, ne bucurăm de ei, ne nu concepem să fim fără ei. Deranjul pe care îl creează nepoții, un deranj plăcut, e un deranj plăcut. Nu putem parcă să treacă o zi și să nu fie cu noi. Asta e dorința părinților. De aceea să nu uitați relația bună cu părinții, o soție cu adevărat binecuvântată. Și un al patrulea lucru, o astfel de soție are o relație bună și cu biserica și cu cei din jur, cu vecinii. Acum, recent, într-o vizită care am făcut-o, mi se spunea printre altele, frate Eugen zice, uite, nu salută de cineva și cu nume, o familie cu nume și totuși de soția lui, nu salută, este în stare tensionată așa cu unii din membrii familiei mari. E familia mică și familia mare. Sunt părinții, dar și familia mare, rudenile, care sunt polarizați în jurul nostru. Dar nu mai vorbesc de vecini, de ceilalți care sunt în jurul nostru. Toți trebuie să vadă pe fețele noastre că-L avem pe Dumnezeu. Domnul Iisus, știți care a fost unul din scopurile pe care le-a avut când a coborât în lumea noastră? Să-L reprezinte pe Tatăl. Și l-a reprezentat cu demnitate. Spune Filipe, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Tatăl este în mine și eu sunt în El. Ce frumos! Dar noi, ca și copii ai Lui, și noi trebuie să-L reprezentăm pe Domnul Iisus. Cine ne vede pe noi, trebuie să-L vadă pe Domnul Iisus. Bunătatea, credincioșia, dragostea pe care să o avem, altruismul de care să dăm dovadă. Ce frumos! Ce mare lucru când relația e păstrată și la nivelul semenilor, a bisericii și a celor din jur. Ei, vis-a-vis de această soție, vreau să concretizez ceva de aici, ce spune Biblia. Această, o astfel de soție trebuie să aibă cuvinte cu greutate întotdeauna. Eu așa le numesc, cuvinte articulate, la locul lor. Auziți numai ce spune versetul 26. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Cuvinte cu greutate, când au vorbit, și e frumos să știi,
Măi, dacă ea a spus, înseamnă că este așa. Nu mai pun la îndoială adevărurile ei. Niciodată ea nu vorbește cu două înțelesuri. Ea nu lasă lucrurile așa, să înțelegi ce vrei. Ea întotdeauna e concretă și a vorbește frumos. Și aici vreau să spun sorei Gabi un lucru, un mod special și în general pentru amândoi. A spune adevărul, că aud la ora actuală. Dar trebuie să spunem adevărul. A spune adevărul nu înseamnă să spui tot ce știi. Domnul Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu. O coborât în lumea noastră și nu au răspuns la întrebările pe care i le-a pus Pilat, Irod. Și putea să le răspunde. Caiafa, Ana, Caiafa. Nu. A spune adevărul înseamnă a spune numai ce-i constructiv, ce-i ziditor, ceea ce trebuie. Și sunt lucruri, zice, apără-ți pricina în fața aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia. Să nu să-ți iasă un nume rău care să nu se mai șteargă. Deci e foarte important. Încă o dată, o astfel de soție are cuvinte echilibrate, articulate. Ea deschide gura cu înțelepciune. Și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Apoi un al doilea lucru, versetul 27, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Îmi place când o soție se concentrează asupra și un soț se concentrează asupra casei lui. Și ce spune acolo în cartea Genesei? Trei principii, unul l-am amintit, unitatea, dar încă două, pe care le-a stabilit Dumnezeu și au rămas o permanență. Zice, printre altele, i-a pus în grădină ca să lucreze grădina. Să lucreze. Voi aveți de lucru, știți cât trăiți la nivelul grădinei voastre. Grădina voastră este casa voastră, la nivelul familiei. Și aici spune, printre altele, foarte frumos, ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Zice acolo, lucrează grădina și îngrijește-o, păzește-o. Trebuie să păziți casa voastră, grădina, pe care Dumnezeu vă încredințează începând din ziua de astăzi. Apoi un al treilea lucru, ea este optimistă, încrezătoare în Domnul. Așa spune aici, zice printre altele, în versetul 21, nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Nu se teme, este optimistă. Ea nu are un cuvânt de neîncredere, se semene dezorientare în familie, ci întotdeauna ea aduce încurajare familiei. Ea întotdeauna îl va încuraja pe Ovidiu și îi va spune, lasă că lucrurile se vor rezolva. Lasă că Domnul este cu noi și Domnul nu ne va lăsa. Aducem problema înaintea lui Dumnezeu și El are soluții păstrate întotdeauna pentru ai Lui. Dumnezeu să vă vină în ajutor. Apoi un alt lucru pe care vreau să îl subliniez, îl găsim în versetul 15. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale și împarte lucruri de peste zi slujnicelor sale. Vor veni copiii, copiilor voștri. Eu întotdeauna am spus, o femeie abilă, înțeleaptă, nu muncește să se extenueze la maxim. Muncesc până nu mai pot, cad jos. Nu, ea în abilitatea și înțelepciunea dată de Dumnezeu va repartiza copiilor în fiecare, în resortul lui, în dreptul lui. Fiecare, unul la spălatul vaselor, unul cu curățenia, unul cu aspiratul și fiecare are locul lui. Iar femeia înțeleaptă este cea care supraveghează. Ea este harnică, încă o dată, în lucru mare la ora actuală. Știți ce spune despre Rut? Rut spune că a rămas cartea lui Rut, numai două cărți sau numele unor femei. Printre altele este Rut, dar spune despre ea, i-a cerut voie și înțelegere acolo, ce armonie între ea și soacra ei. Ori călătorit împreună, stăteau împreună. Puțini la ora actuală vor să stea cu socrii, puține nurori. Este extraordinar, oriunde, un om care ia lui Dumnezeu și plin de pace, până oriunde îl pui, el este liniștit și plin de pace și de bucurie. Dar ce-mi place la Rut spune, zice, lasă-mă te rog să mă duc să adun spice de pe urma secerătorilor, acolo unde voi găsi și unde mă va călăuzi Dumnezeu. Și s-o duci și o munci, știi ce a însemnat asta? Să muncești pentru hrana din timp pentru azi, hrana pentru azi. Păi puțini vor să lucreze, azi, vor oamenii mai mult. Păi cât câștigă? Asta e prima întrebare. Atâta. Nu merită. Nu merită. Mai bine să stai. Încă o dată, o femeie cinstită, o femeie pricepută, o femeie bună, ea este harnică. Ea în casa ei știe și are o relație bună și știe cum să acționeze. Apoi un alt lucru pe care vreau să-l menționez, versetul 12, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Așa ne spune versetul 12, îi face bine soțului ei. Ce frumos! Chiar dacă eu sufăr, dar vreau el să fie mulțumit.
El să fie mulțumit, chiar dacă eu știu, simt așa o neîmplinire, dar vreau El să fie împlinit. Asta trebuie să fie dorința fiecăruia din cei doi. Și în ultimă instanță, versetul 20, ne spune aici, ea își întinde mâna către cel nenorocit și își întinde brațul către cel lipsit. Asta înseamnă altruism, să fii deschis și pentru alții. Mă binecuvânta Domnul pe mine, vreau și alții din jurul meu să simtă binecuvântarea. Eu nici nu concep o binecuvântare să nu o poți împărtăși cu cei din jurul tău. O binecuvântare adevărată, o bucurie adevărată. Mântuirea pe care mi-o dat-o Domnul nu pot să tac. O spun și celor din jurul meu, părinților mei, rudenilor mele și celora care mă înconjoară și sunt polarizați în jurul meu. Doresc din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei doi. Sigur, vreau să mai amintesc ceva și în dreptul fratelui Ovidiu. În primul rând, versetul 31, inima bărbatului, aici spune, răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Zice, dezmedările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată, răsplătiți-o. Fratele Ovidiu, una din datorii este, noi ca bărbați poate suntem mai zgârciți la anumite complimente, trebuie din când în când, trebuie să o facem. Eu, sigur, principiul, nu neapărat în fiecare zi un buchet de flori, dar prin gesturile noastre, prin mimica, prin modul nostru de a fi, trebuie ca să încurajăm soțiile. Bărbații, încă o dată, și mai ales poate în bisericile noastre, sunt mai zgârciți. Ce s-o lau, doar îi și ea, e foarte important. Eu mă uit la soția mea, nu s-o compara munca, sigur, eu am avut o muncă de o altă natură. Dar munca ei în fiecare zi în familie, să fie împreună în mijlocul odraslelor, 7 copii, în fiecare zi, ani de zile, și acum nepoți, plin de nepoți. Și eu de multe ori zic, Doamne, ce mare har, ce abilitate dai Tu soțiilor noastre. Ei, asta trebuie să o vadă un bărbat, trebuie să aprecieze, noi trebuie să apreciem. Și primul lucru este acesta, bărbatul trebuie să aprecieze. Apoi un al doilea lucru, vreau să nu uităm ce spune Biblia în tot aici, în Cartea Sfântă. Spune, inima bărbatului se încrede în ea. Versetul 11, trebuie să avem încredere în soțiile noastre. Nici măcar o suspiciune, o rezervă într-un domeniu, ci să avem toată libertatea. Să avem toată încrederea. Știu, dacă soția a spus așa, înseamnă că totul este în ordine. Soția sigur că nu va lua hotărâri majore fără bărbat. Știți ce spune în cartea lui Ieremia? Copiii adună lemne, femeile frământă plămădeală, iar tații, bărbații pun scânteia, aprind focul. Parafrazat, ce ar însemna asta? După ce vin copiii în familie, copiii aduc nouri, lucruri noi, adună, de la școală, de după stradă, ce, asta, și vin în casă. Și cer de la mame, că mamele sunt cu ei. Mamele frământă, încearcă să le frământe în mintea lor. Ei, dar o mamă, lucrurile majore, nu trebuie să pună ele scânteia, să aștepte să vină tata și împreună împărtășie. Este extraordinar. Copiii în abilitatea lor încearcă de multe ori să exploateze bunătatea unuia sau altuia. Nu-i admis un părinte să se atașeze de un copil, iar celălalt de un alt copil. Nu-i admis cei doi să fie una, soțul și soția, tata și mama, și ei împreună să discute orice problemă majoră și împreună să ia deciziile. Oriunde ar merge copilul să găsească același răspuns. Și a spus mama, aia spune și tata. Dacă m-am dus la mama, e suficient. Știu ca și când m-aș fi dus la tata. Același răspuns l-aș fi primit. Apoi, un alt lucru. Zice aici în 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, să cinstim soțiile. Citim aici ce frumos vorbește despre Avram. Apostolul Petru spune, printre altele, versetul 7, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Eu închei, sigur, sunt încă multe lucruri, am și ceasul în față, din toată inima doresc această familie tânără care azi se formează aici, Dumnezeu să o binecuvinteze, să rostească Domnul un cuvânt bun în dreptul lor. Asta doresc. Iar în timp,
Când o să mă întâlnesc cu fratele Nelu, să-l întreb cum este acea familie care s-a format când am fost, ce știți despre ea, să aud lucruri bune. Amin. Domnul a binecuvântat-o și toate lucrurile sunt în ordine și familia merge înainte. Încă o dată, eu n-am decât 62 de ani, dar mă uit în urmă, mă uit în urmă și multe le văd, am văzut multe și îmi zic, Doamne, cea mai mare binecuvântare să nu regreți, să te uiți retrospectiv în urma anilor și să fii bucuros și mulțumit că Dumnezeu te-a binecuvântat și în toate necazurile și problemele vieții, El nu a lipsit niciodată, El întotdeauna a fost prezent. Domnul să rămână cu această familie și Domnul apoi să binecuvinteze toate familiile din această biserică. Iar dacă sunt tineri care în viitor vor contracta o căsătorie și doresc să se căsătorească, să nu uite principiile care stau la baza unei familii, să se încreadă în Dumnezeu, să trăiască o viață curată, să-i fie plăcuți și apoi Domnul va controla toate evenimentele și toate vor fi diriguite și călăuzite de El. Amin.